Vă salut și bine v-am găsit la un nou video. Ne aflăm pe data de 24 aprilie, data la care deja prunii au început să deschidă, o vreme frumoasă. Astăzi voi monta colectoarele pe stupi. Avem o temperatură de, ia uitați, undeva în jur de 15 grade. Da? Stupii sunt pregătiți pentru a primi colectoarele. Vă voi arăta cum se află stupii, cum se prezintă, și voi deschide chiar acest stupul care, lângă care mă aflu, să vedem cum se prezintă stupii în momentul în care pun colectoarele pe ei. Să mă asigur că se și vede. Să vedem această familie. Nu știu dacă am mai deschis familia asta, dacă v-am mai arătat-o. Rama marginaș, hai să vedem ce găsim pe această ramă. Are un pic de nectar băgat proaspăt. Așa cum ați văzut și în celelalte filmulețe, majoritatea familiilor au avut puiect atât pe prima cât și pe ultima ramă. Chiar îmi scria unii că aș fi băgat rame în plus de la alte familii, nu știu, cred că la asta s-ar fi referită. Dar să știți că eu nu fac chestii de genul. Deci eu filmez realitatea, nu mut puietul într-o familie în alta ca să dea bine pe filmat. N-am timp de așa ceva. Și n-am niciun interes până la urmă. Eu vă arăt exact ce am în familie. Ia uitați, asta a fost ramă mărginașă, să și vede. Aici e păstură. Am băgat-o, rama dinainte care am scos-o, am băgat-o ca să aibă unde să-și adune rezerve. Da? Deci asta a fost rama mărginașă pe care a fost puiet. Acum probabil că nu procedez cum procedează alții. Și de aceea apare ceva diferit. Acum, eu am stilul meu de lucru, eu știu ce vreau de la familie de albine. Știu ce urmăresc. V-am spus de la începutul, cred că începutul meu pe YouTube, când am vorbit despre familie de albine, am spus care, pentru ce fac anumite lucruri, pentru că fac polen, fac staționar. Asta e o ramă care a fost dată la construit, e
fi construită în totalitate. Albinele acum o pregătesc și urmează să fie însămânțată. Dacă tot mi s-a pus această întrebare legată de puietul care l-am prezentat în familiile respective, deci nu am prezentat acele familii oricum. Vedeți? Matcă, cred că asta e o matcă de, nu de anul trecut, de acum 2 ani, nu știu sigur. Era cu, marcată cu verde. Asta e o familie cu matcă selecționată, făcută de mine. Din matcă adusă de la institut. Da, vreau să vă spun că nu știu dacă să-l numesc secret sau modul ăsta în care am procedat anul ăsta în dezvoltarea stupilor. Da, uitați și matca. Nu știu dacă să-l numesc secret sau... Da, nu, e un secret. Uite, fetiță, lasă, nu mă înțepa. Ce vreau să vă spun legat de acest aspect? Am urmărit vremea. Am văzut că vremea va fi destul de rece și albinele nu vor putea ieși afară. Și atunci am abordat o strategie. Am zis că hai să le forțez. Dacă ele nu o să aibă timp favorabil să iasă afară, hai să le forțez să moaie la capacitate maximă. Cunoscând, bineînțeles, și mărcile, pentru că de ani buni lucrez la selecție, eu am încercat să fac o selecție cât de bună și cred că am reușit. Și uitați ce am făcut. Am administrat anul ăsta, am renunțat să mai cumpăr turte. Am făcut o rețetă din capul meu de turtă proteică cu polen. Turtă proteică cu polen. Într-adevăr, n-am făcut cantitate mare, n-am pus un kilogram, am pus mai puțin de... Deci mă refer, n-am pus un kilogram de turtă, am pus mai puțin. Cei care m-ați urmărit, ați văzut. Ia uitați, această ramă îi cu nectar. De la pom și polen. Ia să vedem și din coace, da. Nectar și pe partea asta la altă, adus proaspăt. Bun, are și polen. Acum să revin la ce am vrut să spun. Am hrănit cu polen la început, în concentrație mare, dând polen. Să știe că în turtele cumpărate din comerț, acolo polenul e mai puțin, pentru că n-are cum să se regăsească foarte mult polen în 6 lei sau cât e turta, 7 lei, depinde de turtă. Și atunci eu am hotărât să le administrez turte cu polen. Am hrănit în ultima perioadă tot din două în două zile. A fost când am dat și undeva în jur de un litru de sirop pe familie. Am ținut familiile strânse pentru a... Da, pentru a forța măcile să oaie cât mai mult.
Nu le-am dat drumul până mi-au luat toate ramele. Ei, în situația asta în care mie mi-au luat toate ramele, atunci am dat drumul și am mai băgat ramă, nu am băgat în margine, după cum ați observat. Nu am băgat rame în margine, am băgat rame, ori am spart cuibul, ori am băgat rame la ouat. De ce am făcut lucrul ăsta? Pentru că dacă am hrănit periodic, bazându-mă și pe zona care o am aici, am știut că necesarul de polen îl aduce de afară, cât au ele nevoie. Și nu am vrut să bag rame mărginașe ca să mi le umple cu polen. Am făcut lucrul ăsta și s-a văzut. S-a văzut că acum aproape toți stupii îs plini. Ce vreau să zic? Metoda asta am văzut-o, adică nu că am văzut-o. Odată am fost în vizită la un stupar bătrân de aici, de la noi din zonă. Și am văzut că ține stupii foarte, foarte strânși și nu le dădea bine. Și el era axat pe chestia asta, pe polen. Și am văzut că nu le dădea drumul să se extindă. N-am vorbit nimic cu persoana respectivă, nici nu am întrebat-o, m-am uitat în stupe, am văzut ce îi și am zis că vreau să aplic treaba asta și la mine. Să am toate ramele cu puiet. Eu m-am mai uitat și la alți apicultori pe internet, dar nu am văzut să explice cineva chestia asta. Acum fiecare, sigur, probabil alții urmăresc să facă miere mai multă. Da, fiecare cu strategiile lor. Eu acum stupii am reușit să-i dezvolt și datorită acestui fapt. Întotdeauna eu nu o să mă vedeți să comentez la nimeni pe internet. Nu voi comenta de rău sau să atrag atenția că nu face bine sau nu. Îmi place să mă uit și indiferent la cine mă uit în filmuleță, îmi place dacă pot să învăț ceva. Dacă nu, măcar să laud persoana respectivă pentru ceea ce face. Sau dacă tot vreau să știu eu, să las un comentariu, să văd ceva ce poate nu face bine, sau știu eu. Și vreau să-i las un comentariu, mă gândesc să-i las un comentariu, dar să-i las în modul în care aș vrea să-mi lase și mie cineva dacă observă ceva că fac greșit. Deci nu sub forma de a jigni acea persoană prin cuvintele care îi le adresez, pentru că n-are rost. Fiecare își dă silința în măsura în care se pricepe și poate. Eu așa consider. Da, acum ce să vă spun, o să trec să montez colectoarele, să se lasă un pic soarele, le montez seara. Legat despre montarea colectoarelor, ce vreau să vă spun, cum procedez eu. Montez colectoarele seara cu gratia activă direct pe ele. Deci în momentul când albinele își încetează zborul, am montat colectoarele cu gratile lăsate. Dimineața când ies, ele vor intra prin gratie, nu au ce să facă. O perioadă scurtă, sigur, vor simți o schimbare în fața stupului, se vor agita un pic, dar în 2 ore își revin și o să intre prin gratie, că nu au ce să facă. Am testat lucrul ăsta de mulți ani, colectez polen, cred că cei care mă urmăresc de la început știu, de peste 20 de ani și eu știu ce fac. Da, acum cam atât am vrut să vorbesc în video de astăzi.
O să revin cu un video săptămâna viitoare, acel video care v-am promis că vă voi arăta cum pun foițe. Acum nu am avut timp să stau să pun foițe pentru că am avut foarte mult de lucru și am amânat acel video, dar să știți că nu am uitat de acel video. O să fie și acel video. Bine. Până la un nou video, vă doresc multă sănătate și numai bine!